He wants you to be confident about his purposes for his church. Vrea să fii încrezător cu privire la scopurile sale legate de biserică. Every time we share the gospel, de fiecare dată când spunem evanghelia, people will laugh. Oamenii vor râde. People will be offended. Oamenii se vor simți ofensați. For thousands of people. Dar pentru mii de oameni. It is the life transforming message. Este mesajul care le transformă viața. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. And I want to talk about confidence. Vreau să vorbesc despre această încredere. In the gospel. În evanghelie. It's great to be confident in God. E grozav să fii încrezător în Dumnezeu. It's great to be confident in his purposes for the church. Să fii încrezător în scopurile sale pentru biserică. But this gospel that he's given to us. Dar această evanghelie pe care el ne-a dat-o. Is something that we must be confident in. Este ceva în care de asemenea trebuie să fim încrezători. And I'm going to look at four areas of confidence. Și o să ne uităm la patru domenii de încredere. Confidence in different aspects of the gospel. Încredere în aspecte mai degrabă diferite ale evangheliei. But before we get to those four areas, însă înainte să ajungem la aceste patru domenii, I want to present to you something which I think is very, very important. Vreau să vă prezint ceva despre care cred că este foarte, foarte important. And we looked at this on Friday night when Jürgen was preaching. Un pic la asta vineri seara când Jürgen a predicat. Friday night seems like about a month ago now. Parcă vineri seara era acum o lună, nu știu, așa pare. When he spoke on Jonah. Când a vorbit despre Iona. So we're going to finish this conference where we started. O să terminăm conferința acolo unde am început-o. And this is what I want to put to you. Și asta vreau să vă aduc vouă. That you exist for lots of reasons. Voi existați pentru multe motive. As a Christian. Ca și creștin. But the main reason you exist. Însă motivul principal pentru care tu existi planet, pe această planetă. Is that you are someone who has received the gospel? Este pentru că tu ești cineva care a primit evanghelia. It's changed your life. A schimbat viața ta. And now you have the opportunity. Și acum tu ai oportunitatea. To tell other people. Să spui altor oameni. About this gospel. Despre această evanghelie. You don't have to. Nu trebuie. It's not a law. Nu e o lege. It's not a duty. Nu e o datorie. Some Christians witness to people out of duty. Unii oameni, unii creștini mărturisesc altora dintr-un sentiment de datorie. God loves you. Dumnezeu te iubește. Even if you never witness to anyone else for the rest of your life. Chiar și dacă pentru tot restul vieții tale nu ai mărturisi nimănui despre Dumnezeu. He still loves you. El încă te iubește. But the thing that's sad about this. Dar partea tristă în asta ar fi. Is that you've heard the best news that anyone could ever hear. Că tu ai auzit cea mai bună veste care cineva ar putea să o audă vreodată. And you're just not telling anyone else. Și pur și simplu nu spui nimănui. The main reason you exist as a Christian. Motivul principal pentru care tu ca și un creștin existi. Is to tell other people about Jesus. Să spui altora despre Isus. Not in with condemnation. Nu cu condamnare. But with great joy. Ci cu mare bucurie. And the real reason that your church exists. Și motivul real pentru care există biserica ta. Is to tell people corporately. E ca să spună oamenilor într-un mod corporativ about the good news of Jesus Christ. Despre vestea bună a lui Isus Hristos. Would you please turn in your Bibles to Romans. Vă rog să deschideți Bibliile voastre la Romani. And chapter 1. Roman capitolul 1. In Romans chapter 1, right at the beginning of this tremendous letter. În Romani în capitolul 1, chiar la începutul acestei scrisori fantastice. Romans is a book that transforms people's lives. Romani este o carte care transformă viețile oamenilor. But the first thing that Paul says in verse 1 is so important. Însă primul lucru pe care îl spune Pavel în versetul 1 este atât de important. This is what it says. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Spune așa, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, apostol chemat, pus deoparte pentru evanghelia lui Dumnezeu. He's making a statement about himself. El face aici o afirmație despre sine. In the first verse he's sending us a tremendous message. În primul verset deja ne trimite nouă un mesaj puternic. It's kind of like Paul's a very busy person. E ca și cum Pavel este o persoană foarte ocupată. He's traveling all over the Roman Empire. Călătorește peste tot în Imperiul Roman. And if you could just snatch a moment with him. Dacă ai putea cumva să prinzi un moment cu el. And you've got your microphone. You just și ai microfonul. Say, Paul, you're a very busy guy. You're going all over the world. Și spui, Pavel, tu ești un om foarte ocupat. Ești peste tot în lume. Can you tell me in one sentence? Poți să-mi spui, te rog, într-o propoziție. Why you do this? De ce faci asta? What is your life about? Despre ce e vorba în viața? What is your purpose? Care e scopul tău? Now you might have expected him to say all kinds of things. Probabil te aștepți să spună tot felul de lucruri. I am an apostle.
Eu sunt un apostol. I'm called to plant churches. Sunt chemat să plantez biserici. Working miracles. Eu lucrez minuni. I'm called to raise up leaders. Sunt chemat să ridic lideri. I'm called to raise up a new generation. Sunt chemat de fapt să ridic o generație întreagă. But look at the answer that he would give you. Dar uite-te la răspunsul pe care el ți-l-ar da. He said, well, the answer in one sentence. El zice, poi da, într-o propoziție răspunsul ar fi. Is this? Acesta. I live for the gospel. Eu trăiesc pentru evanghelie. I'm set apart for the gospel. Sunt pus deoparte pentru evanghelie. It's the only thing that's really, really important. Este singurul lucru care este cu adevărat important în viața mea. It's why I live. De aceea trăiesc. It's what gets me out of bed in the morning. Asta mă ridică din pat dimineața. I proclaim the gospel. Eu proclam evanghelia. And through the mercy of God, I demonstrate the gospel. Și prin îndurarea lui Dumnezeu, prin harul lui, eu demonstrez evanghelia. You say, but David, the reason I live in Romania. Dar tu spui, David, motivul pentru care eu trăiesc în România. Is where I was born. Este că aici am fost născut. Or the reason I live in my town in Romania. Sau motivul pentru care locuiesc în orașul meu în România. This is where I got my job. E pentru că aici am job. This is where I raise my family. Aici am crescut eu familia. This is where I earn money. Aici câștig eu bani. I live here because of those reasons. Eu trăiesc aici din aceste motive. And those reasons are valid. Și aceste motive sunt valabile. But I've got news for you this morning. Dar am vești bune pentru tine. The only reason you live here. Singurul motiv pentru The only reason you live in your town. Singurul motiv pentru care ești în orașul tău. It's because God wants you to be there. E că Dumnezeu te vrea acolo. To shine the light. Ca să strălucești cu lumina. Of the gospel. Cu lumina evangheliei. Did you know that? Știai? Your workplace. Locul tău de muncă. You're there for the gospel. Ești acolo pentru your evanghelie. Family. Familia ta. The street in which you live. Strada în care locuiești. Primarily, it's there for the gospel. În primul rând. Din cauza evangheliei. God wants us to be confident. Și Dumnezeu vrea să fim încrezători. That this is the purpose that God has for our lives. Acesta este scopul pe care îl are pentru noi. Your church. Biserica ta. Does lots of things. Face multe lucruri. It's a worshiping community. E o comunitate care se închină. It's a place where you have teaching. Este un loc în care ai învățătură. It's a place where you fellowship. Este un loc al părtășiei. It's a place where you invite your friends to come along. Este un loc în care îți inviți prietenii. There are lots of really good reasons why churches exist. Sunt multe motive foarte bune pentru care există biserici. But the main reason your church exists. Dar motivul principal pentru care biserica ta există. Is to be a community. Este să fie o comunitate. That proclaims the gospel. Care proclamă evanghelia. And the reason that I'm emphasizing this this morning. Motivul pentru care eu accentuez asta în această dimineață. Is because I believe that God is doing something in the earth. Pentru că eu cred că Dumnezeu face ceva pe pământ. To convince us. Pentru a ne convinge. That though these other things are good and important. Că cu toate că toate celelalte lucruri sunt importante. The main reason that the church is on this planet. Motivul mare și principal pentru care biserica există pe această planetă. Is for mission. Este pentru misiune. Jesus said, "You will be in the world, but not of the world." Iisus a spus, voi veți fi în lume, dar nu din lume. Why doesn't Jesus just take us? De ce oare nu ne-a luat Iisus? Why don't we just go to be with him forever? De ce să nu mergem la el și să fim cu el pentru totdeauna? The answer is. Răspunsul este. We're here for purpose. Suntem aici pentru un scop. And this purpose. Și acest scop. Is the mission. Este misiunea. Of the gospel. A evangheliei. To share with other people. Care trebuie să fie împărtășită cu alți oameni. So when we plant churches, deci când plantăm biserici, we need to make sure that the people in that church plant, trebuie să ne asigurăm că oamenii în această plantare a bisericii, realize that the reason they've been planted, realizează că motivul pentru care sunt plantați, is to share the gospel, este ca să dea evanghelia mai departe, să afișeze, find a way to communicate with their community, să găsească un mod în care să comunice evanghelia comunității, and even și chiar to plant other churches de a planta alte biserici from the church that's just been planted din biserica care au devenit ei. And right now if I'm involved in a church plant, chiar acum dacă sunt implicat într-o plantare de biserică, this is my priority. Asta este prioritatea mea. I am in a church. Eu sunt într-o biserică. That was begun many 35 years ago. Care a început acum 35 de ani. That did not have mission as its main purpose. Care nu a avut ca motiv principal, ca scop principal misiunea. We were very good at doing all the other things. Noi eram foarte buni în a face toate celelalte lucruri. Very good at worship. Foarte buni în închinare. Brilliant teaching. Excelentă învățătură. Lots of discipleship. Multă ucenicie. Lots of fun and socializing. Multă socializare. All important things. Lucruri importante. But the one thing that was missing. Dar un lucru ne lipsea. Was the purpose of the gospel. Scopul evangheliei. We believed in it. Am crezut în el. Every now and again people shared their testimony. Când și când oamenii își spuneau mărturia. And we would baptize people occasionally. Ocazional botezam oameni. But mission was not what was running through our DNA. Nu a fost ceea ce era în ADN-ul nostru.
And so we have had to go through a transformation. Așa că a trebuit să trecem printr-o transformare. A new DNA. Un alt And it's ADN. Taken a long time to move the church around. Și a durat mult timp ca să mutăm biserica. And now hallelujah. Și acum hallelujah. We are a mission-centered community. Suntem o comunitate care este axată pe misiune. We still do all the other things. Încă mai facem toate celelalte. We still love worshiping. Încă ne place să We închinăm. Have all the gifts of the Spirit in Avem our meetings. Darurile Duhului Sfânt în întâlnirile noastre. We still disciple people. Încă ucenicizăm oamenii. But the mindset of why we exist has changed. Însă această mentalitate, gândirea de ce existăm. When I get home after this weekend, s-a schimbat. Când ajung acasă în acest weekend, I will meet with my fellow elders and the staff. O să mă întâlnesc cu împreună presbiterii mei și cu echipa. We will talk about the weekend in our church at home. Și o să vorbim despre weekends de la noi de acasă din biserică. And the first thing that we will talk about. Primul lucru despre care vom vorbi is how many visitors were there. Va fi câți vizitatori au fost. Was the gospel proclaimed? Evanghelia a fost proclamată. Oamenii au răspuns. The buzz in the meeting is all about the mission. Și toată discuția, în toate întâlnirile noastre, toată vibrația despre misiune. 5 years ago it wasn't like that. Acum 5 ani nu a fost așa. But now it is. Însă acum așa e. I want to say this morning. Vreau să spun în dimineața asta. That the church in Romania. Că biserica din România. Does not have a future. Nu are un viitor. Unless it becomes dominated by the reason we should exist. Dacă nu devine dominată de acest motiv pentru care noi existăm. Which is to proclaim the gospel. Și anume să proclame evanghelia. In my country. În țara mea. As you heard last night when we were praying. Cum ați auzit și aseară când ne-am rugat. The church has no future. Biserica nu are viitor. Unless we learn how to communicate the gospel. Decât dacă învățăm cum să comunicăm evanghelia. With over 90% of the nation. Cu mai mult de 90% din națiune. Who never go to church. Sunt oameni care nu merg niciodată really la biserică. Don't know anything about Jesus. Și habar nu au despre Isus. And it's the same in Romania. Și este la fel în România. Your future is about the gospel. Și anume viitorul vostru este în evanghelie. So Paul is right. Pavel are dreptate, deci. We're set apart for the gospel. Suntem puși deoparte pentru evanghelie. That's the reason we do everything we do. Acesta este motivul pentru care facem That's tot ce facem. That's why it's so important. De aceea e important. Hallelujah. Hallelujah. Do I hear a hallelujah? Aud un hallelujah? I don't know whether this blesses you or not. Nu știu dacă ce spun te binecuvintează sau nu. I hope it does bless you. Sper să o facă. And for the rest of this morning, și sper pentru restul dimineții. I want to endeavor to excite you. Vreau să îți aduc încântare. About the gospel. Cu privire la evanghelie. I've been excited all through this conference. Sunt deja entuziasmat cu privire la întreaga conferință. It's been wonderful. A fost grozav. But I'm actually more excited about what I'm about to share with you. Dar știi, sunt mult mai încântat despre ceea ce urmează. Than anything else. Mai mult decât orice Because altceva. It's so vital we grasp. Pentru că e atât de vital să prindem ideea. So here are my four things with the coffee break in the middle. Iată cele patru lucruri cu o pauză de cafea între. Not sure Paul ever had a coffee break while Nu știu dacă Pavel lua pauză de cafea. But we do. Dar noi facem asta. The first thing I want to say is Primul lucru pe care vreau să spun este. We need to have confidence. Trebuie să avem încredere. In the power of the gospel. În puterea evangheliei. To change people's lives. De a schimba viețile oamenilor. Look at Romans chapter 1 and verse 16. Uită-te la capitolul 1 din Roman, versetul 16. What Paul says. Asta spune Pavel. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Spune așa, pentru că mie nu mi-este rușine de Evanghelie, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, pentru oricine crede. There is power in the message of the gospel. Este putere în mesajul Evangheliei. To transform people's lives. De a transforma viețile oamenilor. There is no other message in this world. Nu există un alt mesaj în această lume. That can change people. Care poate schimba oameni. Like the gospel. Cum o face Evanghelia. Now there are lots of messages in the world. Sunt multe mesaje în lume. There are thousands of people, even probably in this country. Sunt mii de oameni, poate chiar în țara aceasta. Who are prepared to spend lots of money. Care sunt pregătiți să cheltuie mulți bani. In order to get a message. Pentru a primi un mesaj. That changes their lives. Care să le schimbe viața. When I came into Brașov on when did I come here? On Wednesday. Când am venit în Brașov, când a fost asta? I saw a big poster. Am văzut un poster mare. Festival of the mind, body and spirit. Un festival al Duhului,
al trupului și al spiritului. And I looked at it, I thought, I don't think that's the conference that I'm speaking at. Nu cred că era conferința la care eu să vorbesc. In fact, I don't think it's got anything to do with Jesus. De fapt, bănuiesc că n-are absolut nimic de a face cu Isus. So right now, deci chiar acum, in Brașov, în Brașov, there are other conferences proclaiming other messages. Care proclamă alte mesaje. So many of these messages, așa multe din aceste mesaje, change people, schimbă oameni, temporarily, temporar, or on the surface, sau la suprafață. There are all kinds of messages that change people. Sunt tot felul de mesaje care schimbă oamenii. How to feel better about yourself. Cum te simți, cum să te simți mai bine. 10 ways to be successful. 10 pași prin care să devii plin de succes. How to get thin quick. Cum să te subțiezi rapid. Amen. That has an effect upon people's lives. Și asta are efect în viața oamenilor. But only the gospel, dar numai evanghelia, has the power, are puterea, to change people, de a schimba oameni, at the very heart chiar of their being. La miezul existenței. All these other changes are on the outside. Toate celelalte schimbări sunt în exterior. I have never heard another message. N-am auzit vreodată un alt mesaj. Like the gospel. Cum este evanghelia? That utterly transforms. Care într-un mod total să transforme. You see, the gospel is about being saved. Evanghelia este despre a fi salvat. Salvation, forgiveness of sins. Salvare, iertarea păcatelor. But the gospel also has the power. Însă evanghelia are de asemenea puterea. Not only to save you, nu doar de a te salva, but to utterly transform you. Ci să te transforme total. Bible says you are a new creation. Biblia spune tu ești o făptură nouă. The gospel saves me but transforms. Evanghelia mă salvează, dar mă și transformă. And Paul says it is the power of God that brings salvation to everyone. Pavel spune că este puterea lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru oricine. And Paul is saying this. Pavel spune așa. I don't know how it works. Nu știu cum funcționează. But every time I proclaim this gospel, dar de fiecare dată când eu proclam evanghelia, thousands of lives are changed. Mii de vieți sunt schimbate. So I'm not ashamed of this gospel. Așa că mie nu mi-e rușine. I'm just going to keep preaching it. O să continui să o predic. Every time I preach it, pentru că de fiecare dată când o predic, people's lives are changed. Viețile oamenilor sunt schimbate. I think Paul's a very interesting person. Pavel e o persoană foarte interesantă. He's a brilliant intellect. Este un intelect excepțional. He's an academic. Este un academic. He is a philosopher. El e un filozof. He loved to sit around with other brilliant people. Lui plăcea să petreacă timp cu alți oameni foarte He loved to spend time with philosophers. Îi plăcea să petreacă timp cu filozofi. And they would philosophize și together. Și ei filozofau. But Paul knew this. Dar Pavel a știut un lucru. That only the gospel transforms people. Că doar evanghelia transformă oamenii. See, philosophy intrigues people. Filozofia intrigă oamenii. But it doesn't change people. Dar nu îi schimbă. And so Paul's brilliant with philosophers. Și Pavel care este strălucit cu filozofii. But he keeps preaching this simple gospel. El continuă să predice această evanghelie simplă. Because every time it does, the power of God is released. Pentru că de fiecare dată când o face, puterea lui Dumnezeu este eliberată. And everywhere people's lives are changed. Și peste tot, viețile oamenilor sunt transformate. He even knows that the words of the gospel sound foolishness. El chiar știe că aceste cuvinte ale evangheliei sună ca o nebunie. It's a foolish message. Este un mesaj nebun. Especially to intellectual people. În mod deosebit pentru oamenii intelectuali. But he does not compromise. Dar el nu face compromis. And he is not ashamed of the gospel. Și nu este rușine de evanghelie. It's kind of like Paul says, where you can stay up all night and philosophize. E ca și cum Pavel spune, dacă vreți stăm toată noaptea și filozofăm. But I am not confident. Însă eu nu am încredere. That is going to change anything. Că asta va schimba vreun lucru. But I am confident. Însă am încredere. In the gospel. În evanghelie. That it will transform people. Că ea va transforma viețile oamenilor. So folks, this morning, deci, dragilor, în dimineața asta, as I share the gospel, când eu împărtășesc evanghelia, as I debate the gospel, când eu dezbat evanghelia, even argue with people about the gospel, and build friendships with people, când zidesc prietenii cu oameni, so that they hear this gospel, în așa fel încât ei să audă evanghelia, I must speak the words of the gospel, eu trebuie să vorbesc cuvintele evangheliei, and not be ashamed of them, și să nu fie rușine. Because that is the only way that they will really hear the truth. Pentru că acesta este singurul mod în care acești oameni vor auzi adevărul. For 2000 years, pentru 2000 de ani, people have been sharing the gospel. Oamenii au împărtășit evanghelia. And people have ridiculed them. Și au fost ridiculizați. Rejected them. Au fost respinși. Have been offended by what people have said. Au fost ofensați de ceea ce alții le spuneau. And in certain circumstances even persecuted and opposed. Și în unele circumstanțe chiar persecutați și cu mare opoziție.
That is here to stay. Acest lucru va rămâne așa. Every time we share the gospel, de fiecare dată când spunem Evanghelia, people will laugh. Oamenii vor râde. People will be offended. Oamenii se vor simți ofensați. And I just have to realize. Și eu trebuie să-mi dau seama. This comes with the territory. Asta vine cu teritoriul. It's just what's going to be like. Așa va fi. But for thousands of people. Dar pentru mii de oameni. It is the life transforming message. Este mesajul care le transformă viața. That will be the only hope of changing their lives. Și asta va fi pentru ei singura speranță de a le schimba viața. Paul saying this. Pavel spune. Well, I'm not ashamed of the gospel. Mie nu mi-e rușine de Evanghelie. Wherever I go and speak it. Oriunde mă duc și o vorbesc. Transformation takes place. Are loc transformare. We need a restoration of confidence. Noi avem nevoie de o restaurare a încrederii. In the power. În puterea. Of the message. Mesajului. You're carrying this message. Tu porți acest mesaj. You are the message. Tu ești mesajul. It's in you. E în tine. Did you know you have? Știai că ai? The message. Mesajul. That can powerfully transform people. Care poate cu putere să transforme viețile oamenilor. Like no other message. Ca niciun alt mesaj. It's there. It's in you. E acolo. E în tine. Secondly. În al doilea rând. We need to be confident. Trebuie să fim încrezători. That when the gospel is proclaimed, că atunci când Evanghelia este proclamată, a revelation will come, va veni o descoperire to the people, la cei oameni cu care împărtășim. See, if I was a politician and I am not, dacă aș fi un politician și nu sunt, and we had a meeting, am avut o întâlnire, I would share with you my thoughts. Eu v-aș spune gândurile mele. You don't need revelation. Tu nu ai nevoie de revelație. To understand what I'm saying. Să înțelegi ce spun. But if I am someone who preaches the gospel. Însă, dacă eu sunt unul care predică or Evanghelia. Or even shares one-on-one with a friend. Fie că împărtășesc unul la unul cu un prieten. The message that I proclaim. Mesajul pe care eu îl proclam. Needs to have revelation. Trebuie să aibă revelație. With the person that's hearing it. Pentru persoana care ascultă. I was raised in a Christian family. Eu am fost crescut într-o familie creștină. And it was a very evangelical family. O familie foarte evanghelică. Very church-going family. Foarte mergătoare la biserică. And so I went to meetings. I can't tell you how many meetings. Și am fost la întâlniri de habar n-am să vă spun la câte. In fact, on Sundays I went to 5 meetings. De fapt, duminicile mergeam la 5 întâlniri. You have to realize I don't believe in what I'm hearing. 5 times every Sunday. De fapt, vreau să spun, eu nu cred în așa ceva ce aud. De 5 ori într-o duminică. When I was 13-14, I tried to make plans to get away. Când aveam 13-14 ani, aveam planuri mari cum my să scap. My parents wouldn't let me. Părinții mei nu mă lăsau nici cum. So I decided whenever I go, I'm going to cause as much disruption as I possibly can. Și atunci am zis, bine, oriunde mă voi duce, o să cauzez atât de multe întreruperi cât îmi pot permite. I was the worst church kid in the church. Am fost cel mai rău copil mergător la biserică. I did everything I could to be angry and rebel. Am făcut tot ce am putut să fiu supărat. And my aim was to bring as many down with me at the same time. Ținta mea era să scufund pe cât mai mulți pot eu împreună cu mine. I heard this message. Eu am auzit mesajul acesta. Thousands and thousands of times. De mii și mii de ori. I could even explain it to you better than most of the Christians. Aș fi putut de fapt să ți-l explic ție mai bine decât majoritatea celorlalți creștini. But it had no effect upon my life at all. N-a avut niciun efect asupra vieții mele. Until I was nearly 18. Până când aproape am împlinit 18 ani. And then revelation came. Și atunci a venit descoperire. Revelation came. A venit revelația. And this message brings revelation with it. Acest mesaj aduce revelație. And not only do I need to be confident that there's power to change people. Nu numai trebuie să fiu încrezător că este o putere care schimbă oameni. But I need to be confident that in this gospel, when I share it, dar trebuie să am încredere că atunci când împărtășesc această evanghelie, revelation will come to people. Revelația va veni la oameni. Please look at Romans 1 verse 17. Vă rog să vă uitați la versetul 17 din Romani 1. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Ni se spune acolo că în Evanghelie ni se descoperă o dreptate a lui Dumnezeu. So when I share the real gospel, deci atunci când eu împărtășesc adevărata Evanghelie, people get revelation. Oamenii primesc revelație. These foolish, embarrassing words, aceste cuvinte nebune și jenante, actually must be said, de fapt trebuiesc spuse, because it's the only way, pentru că este singurul mod, people can be saved. În care oamenii pot fi salvați. How will people be saved? Cum vor fi oamenii salvați? If they don't hear that they're sinners, dacă ei nu aud că how sunt will people be saved? Cum să fie salvați? If they do not hear, dacă ei nu aud, that they need to repent, că au nevoie de pocăință. How will they get revelation?
revelation of righteousness. Cum oare vor primi o revelație a dreptății? Unless they realize that they're not righteous. Dacă nu își dau seama că ei nu sunt drepți. So when I proclaim the gospel, deci când eu proclam evanghelia, in a contemporary way, într-un mod contemporan, in a way that people can understand, într-un mod în care oamenii să-și înțeleagă, there are certain words I must use. Sunt câteva cuvinte pe care trebuie musai să le folosesc. Like sin, cum ar fi păcat, like repentance, cum ar fi pocăință, cum ar fi iertare. I must talk about a savior. Trebuie să vorbesc despre Salvatorul. I must talk about the cross on which trebuie he died. Trebuie să vorbesc despre crucea pe care el a murit. I must talk about his resurrection. Să vorbesc despre învierea lui. And eternal life. Și despre viața veșnică. And I need to believe in him. Și eu trebuie să cred în el. And these are the words that bring revelation. Acestea sunt cuvintele care aduc revelație. And without these words, fără aceste cuvinte, there will be no revelation. Nu o să aibă loc. And this is the great challenge. Și asta este marea provocare. For us in Europe. Pentru noi în Europa. My country, everyone wants to be tolerant. În țara mea, toți vor să fie toleranți. They don't mind listening to what you say. Ei n-au nicio problemă în a te asculta. As long as it's no more important than whatever anybody else. Atâta timp cât ce spui tu nu e mai important decât orice altceva. And so if I say there's only one way to the Father through Jesus. Dacă eu spun că există un singur drum spre Tatăl și anume prin Isus. That is not acceptable. Asta nu e acceptabil. But if I don't say that. Dar dacă nu spun asta. It's as though I am watering down the message. E ca și cum aș dilua mesajul. When I water down the message. Când diluez mesajul. I am short-changing the hearers. Atunci schimb pe termen scurt ascultătorii. I am preventing them from the opportunity to get revelation. De fapt, îl previn de această oportunitate de a fi schimbat. And so I need to overcome my fears. Ca atare, eu trebuie să îmi biruiesc frica mea. And say the words that really do need to be said. Și să spun acele cuvinte care trebuie spuse. However foolish they may seem. Indiferent cât de nebunesc sună. Because this is what will transform people's lives. Pentru că de fapt asta va transforma. So this is how it works. Așa funcționează. I share the gospel. Eu împărtășesc evanghelia. I speak the words of the gospel. Și eu spun cuvintele evangheliei. I say these words. Spun aceste cuvinte. And the conversation finishes. Se termină conversația. And I walk away. Și eu plec. And as I walk away, și când eu plec, the Holy Spirit, Duhul Sfânt, continues to work on the words that I have spoken. Va continua să lucreze cu acele cuvinte pe care eu le-am vorbit. And I may walk away thinking I didn't do very well in that. Și poate eu plec de acolo și zic nu cred că m-am prea descurcat. Have you ever witnessed to somebody? Ai mărturisit vreodată cuiva? And really think I don't think I'm doing a very good job. Și te-ai gândit nu cred că m-am descurcat prea bine. Well, the good news is this. Vestea bună este. When you walk away from the conversation. Atunci când pleci de la conversație. The Holy Spirit waters the words that you say. Duhul Sfânt va uda cuvintele pe care tu le-ai semănat. And so that that person, în așa fel încât persoana, after the conversation, după conversație, continues to be convicted, va continua să fie convinsă about the words that you use. Cu privire la cuvintele pe care tu le-ai folosit. I have a real testimony for you about this person. Am o mărturie pentru voi legat de această persoană. Number of years ago, cu câțiva ani în urmă, I was invited to speak at a university. Am fost invitat să vorbesc la universitate in the United Kingdom, în Regatul Unit. And it was an outreach. Și a fost o soi de misiune de so evangelizare. These were all the first years coming into university. Și erau cei din primul an de universitate. And the Christian Union of that college, the university. Uniunea creștină a studenților. Had put on a presentation of the gospel. Au organizat o prezentare a evangheliei. And I was the speaker. Și eu eram vorbitorul. So I had meeting like this. Era o întâlnire cam ca aceasta. Packed with non-Christians. Umplută cu necreștini. In fact, in one meeting there was no room for any Christians. De fapt, într-o întâlnire nu mai era deloc so all the Christians loc pentru creștini. Sat outside and prayed. Toți creștinii deci s-au dus afară and și s-au rugat. Left me all on my own și m-au lăsat singurele într-o încăpere. Hundreds of non-Christians. Cu sute de necreștini. It was like being fed to the lions. Este ca și cum ai fi fost hrănit la lei. And for 4 days, timp de 4 zile, I preached the gospel. Am predicat evanghelia. We talked about creation and evolution. Am vorbit despre creație, evoluție. Talked about all kinds of academic things. Despre tot felul de teme academice. And we had a great week. Și am avut o săptămână faină. But the highlight was meeting a person. Însă punctul culminant a fost să întâlnesc o persoană. And he was a very academic guy. Un tip foarte academic.
And at the end of one of these lectures, și la sfârșitul uneia dintre lecturi, he was waiting for me at the front. A venit în față la mine. And he said, I am very interested in what you said. Și a zis, sunt foarte interesat în ce spui. But I just want you to know. Dar vreau doar să știi. That intellectually, că din punct de vedere intelectual, I cannot accept this message. Nu pot accepta mesajul. There are too many things in the world. Sunt prea multe lucruri în această lume. Unanswered questions. Prea multe întrebări fără răspunsuri. And he had this big hang up. Și el a avut această piedică mare. Which was really strange. Care era ciudată. And his big hang up was this. Și care a fost pentru el problema? In South America. În America de Sud. There is a river. Este un râu. Called the Orinoco River. Care se numește râul Orinoco. And apparently, și se pare că at the end of the Orinoco River, la sfârșitul râului Orinoco, there is a tribe of people. Este un trib de oameni. And this tribe of people, și acest trib de oameni, stay with me. This tribe of people, mine, da? Acest trib, are just exactly the same, sunt exact la fel, as the aborigines, ca și aborigenii, who live in Australia. Care trăiesc în Australia. And for this person, și pentru această persoană, this was a big obstacle, acesta era un mare obstacol, to receiving the gospel, de a primi evanghelia. How? Cum? Did the aborigines, au ajuns aborigenii, get up the Orinoco River? La râul Orinoco. Now I wanted to say to him, by boat. Aș fi vrut să-i spun cu bărci. I don't know. Sau nu știu. I have no idea. I didn't even know these people existed. De fapt nici n-am știut că există acești oameni. But for him this was a big. A, pentru el era o mare stumbling problemă. Block. O mare piedică. Unless you can answer this question. Până nu-mi răspunzi la întrebarea aceasta. Then I'm not going to believe. N-o să cred. Well, I just didn't. I had no answers. N-am avut un răspuns. Pur și simplu, and n-am știut. What I did was what you should do in situations like this. Și ce am făcut este ceea ce ar trebui să faci tu în astfel de situații. I tried to take the conversation back. Am încercat să aduc discuția înapoi. And talk to him about Jesus. Și să-i vorbesc din nou despre Isus. And the cross. Și despre cruce. And sin. Și despre păcat. So I tried to. I'm not interested in that, he'd say. Și am zis, nu sunt interesat în asta. Let's get back to evolution. El însă a zis, Let's get back to how did the planet start? Cum au început lucrurile? And și how did the aborigines get up the Orinoco River? Cum au ajuns aborigenii la râul Orinoco? I don't know. Ah, n-am idee. And actually, I don't care. De fapt, nu-mi pasă. But we go back in the conversation. Și ne întoarcem înapoi cu conversația. I throw in these little words. Spun cuvinte. Sin, repentance, păcat, the cross, pocăință, back to the Orinoco River, back to Jesus, Orinoco, back to the Orinoco, back to iar la Orinoco. While this is going on, în timp ce asta continuă, I am saying, eu spun, Lord, Doamne, why did you ever allow me to get into this conversation? De ce mi-ai permis să ajung aici? And I'm losing the conversation. Pierd conversația. He's winning intellectually. Și el, din punct de vedere intelectual, câștigă absolut. And it was just a happy moment when he said. A fost un moment atât de fericit când el a spus. I'm sorry, I now need to go. Pare atât de rău, acum trebuie să plec. Hallelujah. Hallelujah. And I think he walked away from this conversation. Eu cred că el a plecat din acea conversație. Thinking. Gândindu-se. These Christians. Creștinii. They don't know anything. They don't know how the aborigines got up the Orinoco River. They just pathetic. With this stupid message of Jesus. Ce mesaj stupid cu un Isus. Stupid message of the cross. Ce mesaj stupid. I think he went out thinking, Christians, no problem. Probabil pentru a zis, am terminat cu Christ. I leave the conversation. Eu plec din conversație. Saying, Lord, don't you ever let me have that conversation again. Nu, să nu repetăm asta. And I remember saying, and Lord, și mi-am adus aminte spunând, Doamne, how did the aborigines get up the Orinoco? Au ajuns aborigenii la râul Orinoco. Heaven was silent. Și cerul tăcea. I still have no idea. Încă n-am idee. Well, I went home. Știi, m-am dus acasă. Had a meal with some friends. M-am avut o masă cu niște prieteni. Went to bed. M-am dus să mă culc. Slept like a baby. Am dormit ca un bebeluș. And the next morning I came back a little bit earlier into the lecture theatre. În următoarea dimineață m-am întors un pic mai devreme. So I wanted to read through my notes. Am vrut să-mi citesc notițele. And as I opened the door, guess who was? Când deschid ușa, ghici cine e acolo? Guess who was there waiting for me? Ghici cine mă aștepta? And I kind of wanted, has he seen me? Can I shut the door? Oare m-a văzut? Închid repede ușa. But it was too late. Prea târziu. And there he is. Iată-l. And I'm thinking, I still don't know how the aborigines got up the Orinoco River. And as I came towards him, când am venit înspre el, to kind of say to him, I still don't know. Să mă duc spre el și să-i spun, știi, nu știu. This is what he said. Ascultă ce a zis.
I'm not actually interested in that anymore. Știi? Nu mă mai interesează. I said, what do you mean? Adică cum? He said, I could not sleep all night. Și el zice, n-am dormit toată noaptea. I said, why couldn't you sleep? I slept like a baby. De ce n-ai dormit? Eu am dormit ca un bebeluș. He said, the some of the things you said. A zis, știi? Dintre lucrurile alea pe care le-ai spus. Sin. Despre păcat. Și despre pocăință. And Jesus being the Son of God. Și despre Iisus fiind Fiul lui Dumnezeu și nevoia mea de salvare. They just went round and round and round. Au continuat să circule în capul meu. Toată noaptea. And I realized. Și mi-am dat seama. That I didn't have all the answers. Că eu n-am avut răspunsurile. Because I know the answer. Pentru că știu de fapt răspunsul. Which is why I slept. De aceea eu am dormit. He didn't sleep a week. El n-a dormit o săptămână. Because he doesn't know the answer. Pentru că nu știe răspunsurile. And I had the joy. Și am avut bucuria. Of praying with him. De a mă ruga cu el. And leading him to Jesus. Și să-l conduc la Isus. And the reason I'm sharing with this with De ce îți spun aceste lucruri? Is because I learned something that Pentru că eu am învățat ceva atunci. My foolish words. Cuvintele mele nebune. Brought revelation. Au adus revelație. When the conversation had finished. Și când s-a terminat conversația. The Holy Spirit kept working. Duhul Sfânt a continuat and să you lucreze. And I need to say things to Tu și cu mine, noi trebuie să spunem lucruri. Words. Cuvinte. You have no idea. Tu habar n-ai. When the conversation's finished. Când s-a terminat conversația. That God is still working on that. Că Dumnezeu încă continuă să lucreze asupra persoanei. This guy became a wonderful Christian. Acest tip a devenit un creștin and fantastic. And this day, to this day. Și până astăzi. He is now an elder in one of the New Frontiers. Este un presbiter într-una din bisericile New Frontiers. In the UK. În Regatul Unit. And this is God. Acesta este Dumnezeu. This is not me. Asta nu sunt eu. This is God. Este Dumnezeu. Can I say to you? Pot să-ți spun. We need to be confident. Avem nevoie să fim încrezători. That revelation comes to people. Că revelația vine la oameni. When we speak the words of God. Dacă noi vorbim cuvintele Evangheliei. You don't have to intellectualize it. Nu trebuie să le intelectualizezi. You don't have to be an academic. Nu trebuie să fii academic. You don't have to get clever. Nu trebuie să fii isteț. And as we debate and talk with people. Și atunci când dezbatem cu oameni și discutăm. Get these simple words in. Adu aceste cuvinte simple. Because it's about Jesus. Pentru că e vorba despre Isus. And that transforms și asta transformă viețile oamenilor. Amen. Amen. He wants you to be confident about his purposes for his church. Vrea să fii încrezător cu privire la scopurile sale legate de biserică. Every time we share the gospel, de fiecare dată când spunem evanghelia, people will laugh. Oamenii vor râde. People will be offended. Oamenii se vor simți ofensați. But for thousands of people. Dar pentru mii de oameni. It is the life-transforming message. Este mesajul care le transformă viața. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici.